Salut tuturor și bun găsit la show! În sfârșit au apărut pe YouTube primele imagini de calitate înaltă, atât cu interiorul cât și cu exteriorul noi Mazda 3, atât în variantă sedan cât și hatchback. Țin să zic că nu pot spune că mi-au trădat așteptările, ba chiar pot spune că după ce am văzut pozele oficiale, aceste filmări n-au făcut decât să mă excite și mai tare în privința noii mașini. De-abia aștept să apară și la noi, să mă duc să o văd pe view. Dacă mă lasă cei de la Mazda, posibil să vă fac și vouă o prezentare statică, posibil, poate, poate și un drive test, cine poate ști. Da, imaginile sunt senzaționale. La capitolul design exterior, mai ales în privința sedanului, eu consider un design ireproșabil, absolut ireproșabil. Știu că l-am criticat din câteva mici puncte de vedere personale, dar în segmentul compact eu nu cred că există altă mașină să poată concura designul celor de la Mazda, poate doar noul Mercedes clasa A. În rest, este cam lider de segment în momentul ăsta. Cam lider de clasă în materie de design. O tehnică inovatoare despre care vom vorbi mai detaliat la o dată ulterioară. Și în materie de tehnologie la bord și dotări interioare, țin să spun că m-am înșelat în primele mele impresii bazate pe pozele statice oficiale lansate. Are, cel puțin în variantele de echipare superioare, va avea vitezometru full digital, ce include și datele furnizate de calculatorul de bord, exact la fel ca în cazul noii Mazda 6 facelift. Este un lucru foarte bun. De asemenea, vedem aici mult mai bine detaliile absolut superbe, pielea de o calitate evident extraordinar de bună, se vede pur și simplu din imagini, da? În care sunt îmbrăcate atât scaunele cât și panourile ușilor. Un lucru ce îl întâlnim mai puțin la mașini din clasa compactă, panourile ușilor din spate sunt îmbrăcate exact în aceleași materiale cu aceeași calitate ca și panourile ușilor față. În general, trendul în clasa compactă fiind să pună plastice mai dure, mai ales pe partea superioară a ușilor spate, spre deosebire de ușile față. De aici, bineînțeles, mai putem încă o dată trage concluzia că Mazda nu face niciun fel de compromis în legătură cu noul 3 și sunt pregătiți să atace un segment superior al acestei clase. Finisajele în dreptul schimbătorului de viteze sunt realizate dintr-un plastic ce pare a fi stil piano black, foarte, foarte frumos, dar de asemenea pretențios în materie de zgrieturi, de praf și bineînțeles de amprente și alte chestii, grăsime de pe mâini și chestii de genul ăsta, murdărie. În continuare, interiorul va veni disponibil și în mult prea pretențioasa, dar absolut superba piele albă, ce este absolut magnific arată. Și da, întregul efect este high class, bineînțeles, aici incluzând și noul design al volanului, absolut magnific. De asemenea, și noul sistem de infotainment a fost updatat nu doar ca aspect vizual, noul ecran fiind de dimensiuni mai mari decât vechiul ecran, softul a fost updatat, se pare, este o versiune complet nouă a sistemului de operare specific Mazda, nemai întâlnită pe niciun alt model până la noul 3. Bineînțeles, cum au inaugurat deja pe noul 6 facelift, acest sistem va dispune de Android Auto și Apple CarPlay. Noul 3 inaugurează de asemenea și o cheie nouă pentru Mazda, mult mai chic decât vechea cheie, bineînțeles, cu funcționalitate hands-free și care seamănă foarte mult ca design cu ceva ce vedem la Volvo. Din nou, un testament dedicat calității și high class-ului. Locurile din spate par la fel de luxoase, bineînțeles, în limita clasei, deși aș avea de criticat un singur lucru. De fapt, nu e o critică. Din punct de vedere practic, sunt sigur că nu necesită funcția aceasta, dar totuși, sau feature-ul acesta, dar totuși am remarcat faptul că, spre deosebire de mulți concurenți, Mazda 3 continuă să nu aibă aeratoare pentru locurile din spate. Și de asemenea, e o problemă de ergonomie pentru locul din centru, eventual, nu știu, fiind
delegat unui copil, nu unui adult, nu poate călători în condiții de confort o persoană matură, din simplu motiv că îi vine, are tunelul median foarte înalt. Și lucrul acesta este lesne de înțeles la noua generație, pentru că va inaugura un feature tehnic ce fosta generație nu l-a avut, și anume va fi disponibilă, cel puțin pe anumite piețe, nu știu dacă și la noi, cu tracțiune integrală. Da, într-adevăr, asta am uitat să o menționez, feature-ul ăsta în videoul meu de prime impresii. Noua Mazda 3 va dispune și de tracțiune integrală, ceea ce e senzațional pentru clasa compactă. Nu știu dacă și la noi, în schimb. Mazda are obiceiul să repartizeze anumite dotări în funcție de piețele care este adresat fiecare model în parte, așa că s-ar putea, de fapt mai mult ca sigur că vor exista diferențe atât de echipare cât și din punct de vedere al ofertei de motorizare și posibil și de sistem de tracțiune între piața europeană și piața americană și cea asiatică, bineînțeles. Bun, deci, vă voi lăsa link-urile mai jos, duceți-vă și vedeți și voi imaginile astea, sunt absolut superbe și vă recomand să le vedeți. Mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă acest video vi s-a părut informativ și util ca întotdeauna și apreciați susținerea voastră dând un like și considerând abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente news-uri de pe acest canal. Până data viitoare, numai bine și bye bye! Check this.